Eu, moldovan Maria Ivanovna, am născut la spitalul 1 Orășănesc. În legătură cu faptul că problema locuinței mele se va rezolva timp de un an, vă rog să mă îngăduiți să-mi las fiul aici la spital, până la un an de zile. În caz că la acest termen nu să-l iau, nu să am nimic împotriva înfierii lui de către oricine. Apartament cu două camere, e binișor pentru familia mea de trei persoane. Da, familie din trei persoane. Apartament cu două camere, 28 de metri pătrați. Administrația comite încălcări grave la distribuirea locuințelor. Le place foarte mult aici. E liniște, aer curat, fructe îndeajuns, legume, alimente. Am citit în ziare că există posibilitatea să ne aranjăm la Chișinău. Din orașul Svetlogorsk am venit, ca invitați. Unde lucrați acum? Femei de serviciu, soțul e mașinist la hidroagregate. Acum e instalator, cât nu lucrează fabrica. Ce profesie aveți și ce lucrați? O să fierb clei. Temporar lucrez lăcătuș, până se va da în exploatare fabrica. De unde ați venit? Din Kiev. De la o fabrică din Kiev. Ce profesie aveți? Termis superior. Am venit din Perm. Sunt invitat. Aveți apartament? Da, am. Под видом ценных специалистов, высококвалифицированных, якобы необходимых Молдавии нашей фабрике. Chipurile în calitate de specialiști calificați, foarte necesari Moldovei și fabricii noastre, ne vin lucrătorii de care avem îndeajuns și în Republică. Ori i-am fi putut la urma urmei pregăti pe loc timp de 9 ani cât durează construcția fabricii. Vine unul de pe unde vine și prinde și chema colegii, vecinii, neamurile. Șoferul Torobțev a venit de departe. În scurt timp a stricat două microautobuze, a calicit un pieton, dar rândul apartament nu și l-a pierdut. Acum sunt hamal, dar m-am aranjat ca șofer. Șofer? Da. De unde ați venit? Din regiunea Krasnodar. Aveți invitație? Nu, am venit din proprie inițiativă. Din proprie? Da. Și unde locuiți? Într-un apartament pentru tineri familiști. V-au dat apartament? Da. Când ați venit? Anul trecut, în octombrie. Se uită de lucru, se uită de construcție. Toți au una în gând, să pună mâna pe blestematul ăsta de apartament. Și astfel sunt denaturate toate valorile morale. Apropo, localnicii cu mare greu se pot aranja la fabrica noastră. M-am adresat la șeful secției de cadre, tovarășul Ciucium. Ea mi-a răspuns că nu are nevoie până când acum fabrica, adică nu sunt locuri la fabrică pentru lăcătuși. Și peste 3 zile a fost primiți 3 oameni acolo, tot lăcătuși. În schimb, eu am fost nevoit ca să scriu cerere, ca să mă aranjeze aici ca măturător de stradă. Am venit din Sictivkar, cu invitație. Ce profesie aveți? Lăcătuș reparator. Dar la ce lucrați acum? Temporar la lucrări de asamblare. Unde locuiți? În această casă cu 11 etaje. Când ați primit apartament? Astă vară. De 5 ani mă tot aranjez la fabrică. Nu mă primeau la lucru. Îi primeau pe cei care adictele sunt invitați. Ce vă spuneau? Că au specialiști invitați? Chiar așa ziceau? Da, spuneau, noi avem specialiști invitați. Iată mie, de exemplu, așa mi-au șeretezat-o. Oare chiar credeți că printre cei invitați nu vom găsi unul cu specialitatea mea tale? Reiese că la noi nu există asemenea specialiști. Ce profesie aveți? Sunt dispecer la garaj. Am venit din regiunea Cuibușev. Sunteți invitată? Nu, am venit așa.
Unde locuiți? Într-un apartament pentru tinerii familiști. Aveți apartament? Da, o cameră. Și unde aveți viza de reședință? A venit soțul în octombrie, a trăit 8 luni la cămin, eu dat apartamentul acesta, după asta am venit și noi. V-au recomandat drept invitat? Nu, noi așa. Un moment. Nu e chiar așa. Șefa secției de cadre, tovarășa Ciucium, m-a chemat și mi-a zis: trebuie aranjată la lucru soția unui specialist invitat. Pe urmă am aflat că ei stau în rândul comun la locuință. De ce nu completați bunăoară rubrica copiii de până la 16 ani? Eu, în general, înregistrez doar necăsătoriții. Dar familii, știi? Chestiunea aceasta a fost până la mine. Ziceați că ați înregistrat și dumneavoastră două familii. Nu țin minte. Dar, în general, eu înregistrez tineri necăsătoriți. Necăsătoriți, ziceți? Da, necăsătoriți. Totuși, de ce nu completați rubrica? Vi se dau careva indicații. Când am venit la lucru, mi-au explicat că există invitați. Eu n-am avut dreptul să înscriu pe familiști în căminul pentru tinerii necăsătoriți. Atunci de ce ați făcut-o? Eu am refuzat categoric, spunând că încălcăm legea. Dar Cuznețov m-a chemat în cabinetul său și mi-a spus: dacă n-ai să faci ceea ce ți ordon, te scot din lucru. Scuipă pe toate și fă ce-ți zic. Am reținut totul, cuvânt cu cuvânt. Mă numesc Ludmila Vladimirovna Leus. Tatăl meu e belorus, mama ucraineană. Așa că sânge moldovenesc în vine nu-mi curge. Oamenii care m-au ajutat în clipele grele, toți au avut de pătimit. Șeful gospodăriei comunale, Dombovski, e eliberat. Acum îl alungă din apartament. Nici măturătorul nu mai primește apartament. Pașaportistii au creat asemenea condiții, încât a fost nevoită să depună cerere de plecare. Ceilalți tac, se tem. Unde să te mai duci? Dacă nici mocanul n-a rezolvat nimic, la cine să mai apelez? Была незаконно уволена администрация картонной фабрики за то, что она обратилась с резкой критикой в адрес во многие инстанции по поводу незаконного распределения администрации фабрики жилья, по поводу выделения жилья незаконно лицам, привлеченным из других регионов страны. Judecata a constatat că Leus a fost concediată neîntemeiat de către administrația fabricii. Ea a apelat la diferite instanțe, criticând distribuirea nelegitimă a locuinților și practica de a invita specialiști de care se găsesc și în Moldova. În procesul anchetei s-a constatat că, într-adevăr, în căminul fabricii au locuit persoane ce nu aveau acest drept. Au fost cazuri când în cămin au locuit chiar pușcăriași. Judecata a avertizat administrația fabricii și gosnabul din Republică. Din păcate, acestea n-au reacționat nici până astăzi. И еще, почему они все стали к нам ехать уже в 87-м году? Și încă o nedumerire. De ce au început a veni încă din 80, când nici nu se prevedea deschiderea fabricii? Iată că suntem în anul 1989. Pentru ce li se plătește? Dar au fost invitați din timp ca să ocupe aceste case. Și încă ceva. Apartamentele sunt transformate în cămin. E și aceasta o încălcare gravă. Avem șoareci, șobolani, mâțe, câini. Vai de somnul nostru! Copiii nu mai pot să doarmă. Doar sunt muncitori simple. Anume, muncitori de rând. De ce să invităm șoferi? Ori electricieni, ori bunăoară cazangeriul. Tot e specialist rar? Cine de la noi n-ar face acest lucru? Au venit ca mari specialiști? Parcă n-am avea asemenea specialiști în Moldova. Avem asemenea profesii. De ce trebuie invitați din Rusia? Moldova are cea mai mare densitate a populației în țară. De ce să o mai sporim? Sunteți din Moldova? Da, eu sunt rus, dar soția mea e moldovancă. Trăiesc de mult aici. Am învățat împreună, am primit apartament. Da? Da? Da.
De ce atunci vă revoltați? Păi nu de mine e vorba. Nu-i dreptate cu distribuirea. De exemplu, lucrează doi electricieni, unul e invitat, iar altul e de pe loc. Invitatul primește apartament peste 2-3 luni, băștenașul peste un an și jumătate.